2019 a fost un an bun pentru agricultorii olteni. Oamenii au reușit să obțină producții bogate chiar dacă vremea nu a fost foarte favorabilă. Și aici vorbim de grindină, care cu ani în urmă lăsa dezastru în urma ei. Nu există fermieri care să se plângă de calamități pricinuite din cauza ploii cu gheață și asta datorită eficacității rachetelor antigrindină amplasate în șapte localități. Ca suprafețe, știm bine cu toți, sistemul a fost conceput în primul rând să. Combata antigrindina în zonele preponderent cu pomi, viță de vie și legume. Astfel că pe partea de nord a județului unde avem aproximativ 7.000 de hectare de viță de vie și 5.000 de hectare de pomi, nu a fost semnalată nicio pagubă provocată de grindină, semn că sistemul și-a făcut, și -a făcut datoria. La fel și pe partea de sud, unde avem trei sisteme antigrindină care protejează întreg bazinul legumicolii Izbicengiu tia Mare. Zeci de rachete antigrindină au fost lansate în anul trecut, iar suprafețe întregi au scăpat de furia naturii ca număr de rachete nu vă pot spune câte s-au tras, este un sistem militarizat, este un sistem confidențial, datele le poate furniza numai Ministerul Agriculturii. La nivelul județului Olt funcționează șapte stații antigrindină în localitățile Cilieni, Vișina, Băbiciu, Grădinile, Dobroteasa, Sâmburești și Poboru. În zonele unde sunt lansate rachetele antigrindină, protecția culturilor este de aproximativ 80% pe o rază de 10 km.